Apa rece îți poate afecta grav sănătatea și poate duce chiar la deces, mai ales dacă o bei imediat după ce ai mâncat. Aceasta oferă senzație de sațietate și poate provoca indigestie. În timpul procesului de încălzire în stomac, apa cu gheață va fi încălzită de grăsimile purtătoare din stomac. Atunci când bei apă rece, este posibil să ai nevoie de mai multe tampoane de grăsime. Tampoanele de grăsime sunt obținute din alimentele pe care le consumăm zilnic pentru a fi îngropate în stomac. Dacă nu este echilibrat cu exerciții suficiente, tampoanele de grăsime vor crește. Ca urmare, stomacul nostru va deveni umflat. Probleme legate de indigestie. Consumul de apă rece imediat după mese poate provoca indigestie, deoarece temperaturile scăzute schimbă consistența alimentelor pe care le-am mâncat, făcându-le mai dificil de digerat. De exemplu, alimentele grase tind să se solidifice atunci când sunt amestecate cu apă rece, făcând digestia mai dificilă. Digestia mai lungă poate duce la probleme de reflux de acid. Veriți o muncă suplimentară pentru procesul de digestie. Stomacul nostru este conceput pentru a digera alimentele la o temperatură similară a corpului nostru. Consumul de alimente care sunt prea rece sau fierbinți înseamnă muncă suplimentară pentru procesul de digestie. Același lucru se întâmplă și atunci când mâncăm alimente prea picante. Ele sunt mai greu de digerat și pot provoca diaree la unele persoane. Apa rece provoacă amețeli. Când metabolismul corpului nostru este perturbat, organismul nu se poate adapta imediat atunci când temperatura se schimbă brusc, atunci când am băut apă rece. Ca urmare, alimentarea cu oxigen a organelor corpului scade, inclusiv a creierului. Impactul este că ne vom simți amețiți. Apa rece înghează creierul. O răcire bruscă în organism poate provoca afectarea funcțiilor fiziologice. Ca urmare, am avea o durere de cap sau o migrenă. Studiul înghețării creierului a fost efectuat pentru a vedea efectul atunci când o persoană bea apă rece. Mai multor persoane li s-a cerut să bea apă cu gheață cu un pipe până când apa le lovește cerul gurii. Fluxul sanguin care merge la creier a fost observat de cercetători. S-a dovedit că fluxul sanguin a crescut. Acesta este declanșatorul amețelii sau al înghețării momentane a creierului. La scurt timp după aceea, înghețarea creierului va dispărea treptat. Apa rece încetinește bătăile inimii. Unele studii arată că consumul de apă rece poate stimula nervul vag. Acest nerv este foarte important pentru a controla activitatea subconștientului. Performanța acestui nerv va fi perturbată în timp ce beți apă cu gheață, iar acest lucru va face ca inima să încetinească. Apa rece duce la pierderea nutrienților. În mod normal, temperatura corpului uman este în intervalul 36-37 grade Celsius. Atunci când consumăm apă prea rece, ne-ar forța corpul să folosească mai multă energie pentru a organiza și a face temperatura corpului să revină la normal. În timp ce această energie este foarte necesară organismului pentru a absorbi substanțele nutritive și a digera alimentele în organism. Deci, atunci când bem apă rece, energia ar fi epuizată, astfel încât organismul să nu poată absorbi nutrienții în mod optim. Apa rece poate declanșa dureri în gât. Consumul de apă rece sau apă cu gheață în timpul verii poate irita de asemenea mucusul din mucoasa esofagului. Acest lucru va avea cu siguranță un impact asupra esofagului, care va fi predispus la infecții și inflamații. Apa rece, efect asupra intestinului scurt. Consumul de apă rece va provoca îngustarea peretelui intestinal. Ca urmare, procesul de distrugere și absorbție alimentelor în intestin vor fi perturbate. Temperatura scăzută poate provoca coagularea particulelor de alimente uleioase pe care le-am consumat. Mai mult decât atât, grăsimile se vor îngrămădi în tractul intestinal, provocând îngustarea intestinului. În consecință, va încetini digestia și va interfera cu procesul digestiv, va fi perturbat pe scară largă. Apa rece provoacă sete excesivă. În zilele toride de vară, preferăm să consumăm băuturi reci, dar specialiștii susțin că acest lucru nu ne va potoli setea, ci ba din contră o va accentua. Aceasta se datorează faptului că apa rece va determina organismul să piardă fluide mai repede. Setea este un indicator al faptului că corpurile noastre sunt deshidratate. Care este cel mai bun mod de a bea apă? În ciuda acestor pericole, experții sunt de acord că corpurile noastre au nevoie de o cantitate bună de apă zilnic pentru a funcționa corect. O sugestie bună pentru tine este să nu bei apă rece după masă, dar poți bea apă chiar înainte de masă. Reține că nu trebuie să bei apă rece nici înainte de masă, pentru că acest lucru îți va da un sentiment de sațietate. Medicii consideră că a bea apă la temperatura camerei este un lucru ideal. Relatează DCMedical.ro.